nu se mai poate. Stai să vezi cu ce raput. Wow! Partea aia sunt nori negri. Plouă cu gheață? Să vă arătăm ce s-a întâmplat la noi în curte. Chiar nu stăm. Aproape că s-a răsturnat sera. Nu pot să cred, pământul e tot pe jos. Dacă vede Teo, o să înceapă să plângă. Ce s-a întâmplat? Wow. Ce s-a întâmplat oare cu coșul de baschet al Teodorei când o vedea? Și acum să facem curățenia de după furtună. Fac înghețată cu mango și banană, dar și cu căpșună. Pun și puțină miere și smântână lichidă și o să iasă foarte bun. Este preferata mea, aș fi pus și zmeură, numai că sunt prea mulți sâmburi și se simt printre dinți. Punem și miere. Să fie dulci. Ajunge, deoarece și fructele sunt dulci. Și mai pun puțină smântână lichidă și asta e tot. Eu cu mango. Cred că ajunge, după ochi pun. Da. Și revenim. Momentan arată așa. Dar un pic, deoarece încă nu s-au mixat foarte bine mango, banana și cașuna. Înghețata este gata și punem în bouluri. Asta e a mea, că e cel mai mult. Înghețata mea e aproape gata. Foarte bună, bravo Mara! Obosite! Da, 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 da. După micul dejun, facem nani. E foarte obosită, mergem să o schimbăm. Că ceva a făcut. Fetele imediat merg la gimnastică. Da. Cu Dani în oraș, prin Oradea, ne plimbăm. Sau cu treabă. Treabă, nu? Treabă, nu, ne plimbăm. Ne plimbăm imediat cu fetele. Imediat ne cu fetele, la plimbare. Noi facem picnic. E cald, e frumos, deja vine vara. Este primăvară. Este, dar pare că e vară. Eu mă voi da prima pe tiroliană. Accident! Bine că nu m-a lovit. A dat în spate. Iar fetele sunt deja la trambulină. E o trambulină ca a noastră din Bacău. Hai să vă arăt ceva. E o pete de sub, am o fustă. Dar de fapt nu e fustă. Sunt pantaloni. Tati, îmi aduci tricoul din mașină. Că rochia. Imediat. Distracție plăcută. Cred că în curând o să mă duc la Bacău și o să aduc trambulina. Ari are încălțările lui Alessio, pentru că noi am uitat Adida și acasă. Am plecat cu ea dormind și am uitat să plecăm. Hai Ari, hai. Bravo! Întâi ne hidratăm, după aia mâncăm. Mirina deja mănâncă. E o șmecheră, iar ea poate mânca la orice oră și unde. Șnițel cu piure. Poftă bună! Mulțumesc! Poftă bună, Mara! Mulțumesc! Ari, ia uită-te la mama un pic. Ari! Ce are Ari? Codite, făcută de mine. Vine și Ari la trambulină. Hai, hai Ari, hai. Lasă balonul. Ari, hai, hai la trambulină. Da. Ua! 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 Da. Așa învățăm să mergem. Și Ariane îi place. Știa că aici se sare. Da. Dar nu în fund, în picioare. Ea e mic. Îmbrățișări de plecare. Ia uite și acolo, îmbrățișări de plecare. Mami, e la ședința pentru Olimpiada de la cor cu părinții. Noi am venit în parc, tot așteptăm. Deoarece e foarte aproape parcul, față de școală. Fetele se luau pe leagăn. Vreau și eu pe leagăn. Niciodată n-am comandat pe lagăn. Noi de obicei mai venim aici după ce terminăm școala și le-am să fim plecat. O să vrei, nici pe tobogan, nu te-ai dat nici pe da, da, da. La tine, dai un pic? Puțintel. Super. Ariane îi place maxim. Așa e, Ari. Vă fac un pic de vânt. Iupii. Vă dau. Am completat formația. Ne-am
dar jos de pe leagăle și invers cu spatele. Woo! Hai, tati, dă-ne! Mă întreb dacă Ari amețește. Ari amețește? Fetelor li s-a făcut poftă de Mac. Bună! Bine, facem poftele la fete. Bun, odată aici. Odată, mulțumim. Încă odată aici. Încă odată. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Și repede acasă. Mâncăm cina. Happy meal. Toată lumea cu happy meal. Suntem toți niște copii, mai mici și mai mari. Astăzi e friguț în Oradea. Reglăm intensitatea, pentru mine doar sus. Și pentru mine și la spate și jos. Astăzi a venit o mare vijelie la Oradea. La voi, de dimineață la 6.40, alertă, roa alert, alertă extremă de vânturi puternice, 80-85 de kilometri pe oră. Voi vă dați seama câtă viteză a avut? Pe toți ne-a trezit foarte devreme această alertă. Teoretic noi ne trezim la 7 fără ceva. Dar la 6.20 și ceva mara a sunat alarma. Scrieți în comentarii, la voi la ce ora a sunat alerta? Dacă sunteți din Oradea. Eu cred că am pierdut noțiunea timpului, s-ar putea să fi sunat la 6.20 și o să mă fi trezit la 6.40. Deoarece nu prea înțelegi timpul când dormi. Să vă arătăm ce s-a întâmplat la noi în curte. Ce? După vijelie. Afară a ieșit soarele, e frumos. Dar să vă arătăm exact ce s-a întâmplat în toată curtea noastră. Să începem cu zona din spate. Magia vremii. Asta nu știam, nu. Chiar nu stăm. Problemă. Ce s-a întâmplat? Semințele mele. Aproape că s-a răsturnat sera. Să mergem mai repede să vedem. Ceile. Uitați-vă cum ar frumos mă va avem după. Superb e. Vedem ce s-a întâmplat în seră. Oh my god. Nu pot să cred, pământul e tot pe jos. Sper și că sera e mutată mai bine de 3 metri și întoarsă. Sper să nu se restrica nimic. Îți dai seama, fața ei a ajuns unde era spatele. Chiar așa e. Nici nu mi-am dat seama. Aici e fața. Și, Teo. Dacă vede Teo, o să înceapă să plângă. Să vedem plântuțele. Nu cred, uite. Eu pe ale mele tot le dau cu apă, nu știu ce. Dar uitați-le pe ale mele. Din astea nu-mi crește nimic. Nici aici n-a crescut nimic. Mazărea e deasupra, de ce? Trebuie apă. Și-a bătut-o vântul ceva. Nu e bine. E păcat. Frunzulițele deja s-au ars. A fost prea multă căldură. Dar ce plante sunt astea? Mazăre, toată? Acela e castravete, dovlecel. Și acela nu e busuioc. Acela e busuioc. Wow, toată seara e avrită. Nu se mai vede nimic înăuntru. Oare e bine să deschidem puțin, să nu mucegăiască semințele? Eu zic că da, nu strică să intre un pic de aer. Să știu, au fost genunchii mei. Aha. Și. Wow, ce căldură! Și plantele noastre cresc. Și vezi că s-au uscat un pic frunzulițele ca aici? Da, aici sunt roșii. Și sus, nu înțeleg de ce este atâta umezeală la plantele de aici. Și aici mai puțin. Le-ai udat, tati, e normal să fie umezeală. Să nu fim ucegăi deja plantele în ele. Dar rămâneți aproape, că o să vedeți ce se întâmplă cu ele. Am așa o vagă idee că nu e bine. Prea multă apă, mai ales aici. Cred că a avut apă în vasul acesta. Și ele tot au tras apă, de nu mai iese nimic. Iar aici semințele sunt deasupra. Uite, a picat un scris. Da, pune-l la loc. De unde? Uitați, mazărea a început, uitați. Da, a încolțit. Germinează. Ce scrie? Cine mai știe ce scrie? Pepene galben. Ei, de la mine, pepenele galben cred că o să crească cel mai greu. Și să vă mai arătăm ce s-a întâmplat în urma furtunii.
Ce s-a întâmplat oare cu coșul de basket al Teodorei când o vedea? Mai bine să-l ridicăm noi. Ce zici, tati? Deci, hai, hai, și e foarte supărată. Mai bine să nu mai vadă și a pe asta. A început să plângă pe scări. Așa, unde să-l punem? Ducem lângă gard? Îl punem lângă casă și mingea. Hai, Bri, hai. E udă fiască. Da. Totul e ud. A plouat o grămadă, a fost super furtunat noapte, nici n-am putut dormi de atâta vijelie. În spatele nostru a înflorit un copac superb, superb. Și vreau să vă zic, are un miros demențial. Vă știți cum se numește această plantă? Scrieți-ne în comentarii. Noi încă nu ne-am documentat pentru că vrem să vă lăsăm pe voi să ne învățați. Toată viața avem de învățat și abia așteptăm să învățăm câte ceva și de la voi. Dar cum arată? Parcă e de poveste. Și foarte multe albine vin la el. Pentru că are un miros extrem de dulce. Și veniți cu un mare like! Scrieți-ne în comentarii ce plante aveți voi acasă, în curte, în balcon sau în apartament. Din astea ies petale mov. Foarte tareți. Ce avem noi aici? Bun, dar nu ies petale din astea. Astea sunt acoperișurile petalelor, să zic așa. Atunci, astea... Cum a ieșit? Păi astea cad. Nu, nu, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu. De aici cresc. Păi da, ia. În ea e floarea, dar... Da, da, asta zic. Cade alb. Uitați, uitați aici. Cel mai bun exemplu e, uitați. Eu cred că sunt sepale. Știți că floarea are petale și dedesubt are sepale. Mie nu vine să cred cum e vremea acum. Și o albină, și o albină. Uitați-o. O vedeți? Ce frumoasă e. A venit și ea să se înfructe. Iarba asta este de un verde crud atât de intens încât îți vine să te tăvălești pe aici. Da, dacă vrei să te umpli de noroi. Uitați cât de cald a fost zilele astea. Păpădile deja au trecut. Florile galbene s-au transformat în aceste semințe. Foarte greu să dai jos. Pentru că sunt rude. Așa se plantează. De supli? Și ele... Trimit sămânța mai departe. Uitați. Unde se așează, acolo va crește o nouă păpădie. Asta este o sămânță. Nu, și mai multe sunt. Îi dai mai multe în mână, da. Acum dau vreo 100 de semințe. Nici chiar 100, vreo 50. Cum o să ar fi să te poți agăța așa de o sămânță de păpădie și să plutești? Uitați! Ce tare! Ui. Și acum să facem curățenia de după furtună. Problema mea este acest copac. Acest copac nu mai s-a cam uscat. A căzut de tot. Asta e. Nu știu ce facem să-l punem. Așa? Cu apă? Nu, 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 nu. Trebuie să-l iei frumos și să-l pui la loc. Mami, pregătește-te. Nu. Hai. Nu, cum se poate? Așa de de două ori mi-ai dat două gei. Furtuna. E, a plouat, a fost intemperie mare. Eu nu mai joc, eu chiar m-am supărat. Hai, da, apă în casă dacă vrei, hai, hai. Gata, s-a terminat cu furtuna. Nici nu mai plouă. Da, dar nu s-a terminat cu furtunul. Cu furtunul nu, trebuie să facem curățenie. Nu așa, trebuie adunat pământul. Îl adun pământul imediat. Wow. Era săcat. Wow. Asta e pământ bun, dar îl dăm la plante. La alte plante. Wow! Imediat spălăm, punem sera la locul ei și zic că e suficient. Am reparat stricăciunile de la furtună. Ce e bine că avem scurgere făcută aici pe terasă, se va duce apa foarte rapid de aici. Oh, mai rău am făcut. Ne-au mai rămas foarte multe semințe, de tot felul. Când o să avem mai mult timp, o să le folosim și pe acestea. Mai am puțin și totul va fi ca înainte. Ultimul retuș.
tati spală acum curtea, toate au fost puse la locul lor. Da, perfect. Așteptăm următoarea ploaie. E nevoie de apă. Acum nu vrem vijelie. Dar nu te poți pune cu natura. E bine că în casă e cald. Mă duc la căldurică. Afară se poate sta și în tricou. Vremea a fost rece doar dimineața. Dimineața am crezut că s-a întors iarna. După ce ieri au fost peste 30 de grade. Nu puteai sta nici în tricou. Îți venea să mai dai ceva jos, deși nu prea mai aveai ce. Udăm semințele. Acum era soare și în următorul moment s-a întunecat și bate și vântul, priviți cât de tare se mișcă perdeaua și planta. Iar afară toți copacii fac... Vine vijelia. Din nou. Nici nu știu cum se deschid geamurile. Așa e. Tate, ai grijă să nu scap telefonul. Nu scap. Închidem bine. Miroase frumos aerul ăsta curat și cu... Da, miroase a ploaie. Cu miros de ploaie, da. Mergem să ne bălăcem, mie un pic frig nelungeaca. Doar ce am zis... La bălăcere! Ce fulger a fost, tati? Îndreaptă camera spre cer. Mergeți, spune-te, stanțico. Clar, nu se mai poate. Teo! Nu cred, Teo, unde te duci? Și tună! Stai să vezi fulgerul acum! E prima dată! În partea aia sunt norii negri! Nu cred așa ceva! E prima dată pe anul acesta când aud tunete și văd fulgere. Voi ați văzut fulgerele? Pentru că tati n-a filmat în direcția fulgerelor! E aici gheață, papuci! Gheață? Da! De unde e gheață? Unde e gheața? Ia. Plouă cu gheață? Da. Se poate. E destul de rece. Sunt șanse foarte mari să vină grindina. Ia să vedem. Se vede ceva pe mașină? Da, pic. E prins fulgerul iar afulgerat. O să urmeze și un tunet. Ascultați? Și știți de ce se vede întâi fulgerul și apoi tunetul? Scrieți-mi voi acum în comentarii. Aștept puțin. Și acum, dacă ați dat like, vă zic explicația. Da. Pentru că viteza luminii este mai mare decât viteza sunetului și de aceea întâi vedem fulgerul și apoi auzim tunetul. Ele se produc ambele în același timp, dar se percep diferit. Haideți să vă arăt ceva. Ia priviți dacă priviți de aici. Wow! Și acum e tunetul. Hai să mai așteptăm un fulger să-l vadă și abonații noștri și pentru asta să se aboneze la canalul nostru. Wow! Ce tare a fost! Haideți să vedem cât durează. Și acum e tunetul! Iată! Și asta-i ploaia! Buburuza ești afară cu umbrela și a venit și pizza! Bani, tati, bani! A venit pizza, e caldă și a venit repede. Am găsit o pizza în Oradea foarte bună, cu un blat foarte fragil. Atelier Tim Pizza, nu-i facem reclamă, dar dacă sunteți din Oradea, nouă ne place. Și vă recomandăm. Putem să facem reclamă? Reclamă în scop gratuit. Doar noi plătim pizza, dar ne place atât de mult încât... De ce să nu încercați și voi? Peste tot, pe toți biluțele ale mele de la Brățaro, de la muza de telefon, oricum nu este de la telefonul meu, pot deja să fac colier biluțele astea. Ea găsește mereu ceva constructiv. Hai să adunăm grunțele de pe aici. Nu pot să fie dușa pentru că sunt sub bara aceea de jos de la ușă. Grr, e pâr afară. Dar în casă v-am spus că e bine. Hai să vedem cum arată pizza. Wow, aceasta este preferata mea, cu gorgonzola și nuci. E extraordinară. Încă plouă, dar a ieșit și soarele. Taram! Furtuna afară s-a liniștit, iar vouă, cei care ați ajuns până la final, vă mulțumesc din suflet deoarece sunteți niște fani adevărați și puteți să ne susțineți cu un like și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Mulțumim că ați ajuns până la final. Vă iubim! Și vă spunem la revedere! Și v-am pupat! Pa, pa! Și nu uitați că aveți vloguri acolo, 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 acolo și acolo.